Ofertați lăbuță la pariul, dragi prieteni, pun pariu că vă uitați la partida dintre Fece și Universitatea Craiova neștiind ce să pariați la acest meci, așa că eu vin pe fiecare zi cu pontul zilei și încerc să vă dau o mână de ajutor. Așadar, Craiova se întâlnește cu Fece Arge și în rivale, dar am găsit niște aspecte foarte, foarte importante care de ce nu vă poate aduce o cotă frumoșică de 1.62. Bun, Craiova în 11 etape jucate a obținut un total de 59 de cornere, oferind adversarilor doar 32. De partea cealaltă, FC Argeș în 12 etape a obținut un total de 45 lovituri de colț cedând adversarilor direct un total de 54. De reținut că echipa lui Rădoi este formația cu cea mai mare medie de cornere obținută în meciurile din deplasare iar acesta cu FC Arges este un meci jucat în deplasare totodată în clasamentul general este a patra la acest capitol cu o medie de 5,39 cornere obținute pe meci de reținut însă un alt aspect foarte important Universitatea Craiova ocupă locul 2 în topul echipelor care acordă cele mai puține cornere adversarilor având o medie de doar 2,92 pe meci. De la venirea lui Mirel 2 pe bancă, Craiova nu a pierdut niciun meci la capitolul cornere. Chiar dacă a întâlnit o echipe precum CFRFCSB, FCSB, Voluntari sau Botoșani, doar farul lui Hagi a reușit să obțină un 5 la 5 la statistica cornelor contra lui Mirel Rădoi. În rest, Craiova a fost de fiecare dată echipa cu mai multe cornere la finalul oricărei etape din acest sezon. Așadar, pronosticul meu este simplu, Universitatea Craiova, echipa cu mai multe cornere, cotă 1.62 la Superbet. Dacă ți-a plăcut acest, acest pont, lasă-și un like și distribuie prietenilor. Eu am fost Nicolae Vasile.